Salut și bine ați venit la Una Scurtă. Eu sunt Vio. Ce este Una Scurtă? N-aș avea de unde să știu. Dar este o emisiune, o chestie, o emisiune concurs, Sanchi, unde două echipe care se întrec, ca și cum cineva ține scorul, dar chiar se întrec. Și cumva de curge, eu am aici niște sugestii și eu le voi propune și ei trebuie să vină pe rând să spună ceva amuzant sau în cazul Mariei ce-i trece prin cap la momentul ăla. Că dacă nu vă place, luați-vă alta. Deci, invitat special avem în seara asta pe Maria și Mincu! Acest power couple al show business-ului românesc. Așa că nu-mi rămâne decât să dau drumul la acest concurs. Hai să începem! Ce n-o să-l auzi niciodată zicând pe busul de la Meteo? Îmi face deosebită plăcere să prezint vremea. Nu pierdeți vremea cu Florin Busuioc. Săgetător. Bun. Glume bune. Îmi aleg singur hainele. Vreau să fac bani din asta că altceva n-a fost. Așa, ce n-o să auzi niciodată de la un comentator de snooker? Așa, așa, umple găurile la tot. Se pare că i-a dat la maro. Și o poziție incredibilă obținută de Sullivan. Și dacă nevastă mea se uită la emisiunea asta, vezi că am lăsat trufele în mașină și să-mi put să-l întinzi. Vreme excelente pentru snooker în seara asta. Ce nu vrei să auzi de la instalatorul care a venit să-ți repare instalația? Nu știu, Maria a scris asta? Să-ți repare instalația? Bă, dar voi v-ați căcat aici? Ce ați făcut? Doamnă, vă pute gaura! Ce ar zice bunica ta după ce trage un fum de iarbă? Hristos a înălțat! Mai din asta să pun și eu la zacuscă? Mi se pare că baticul vrea să mă sugrume. Dacă știam că tămâia e așa bună. Ce n-ai vrea să auzi la radio când ai un moment romantic? Râs cu Sergiu și Andrei. Pentru Sergiu. Bun, categorii de filme porno care ar trebui să existe. Interjudețean. Femei care se machiază în mai puțin de 3 minute. Sex de ampule. Magii cu pizda. Da, 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 știu, am făcut. În comă, dar dornice. Și băieții plâng câteodată. Cum să nu îi spui iubitei că ai înșelat-o? Vezi bagajele alea? Ai ochii lui maică, te dai curul lui taică tu. Bun, mergem mai departe. Ultimele cuvinte ale unui condamnat la moarte. Hei! Fun stuff. Da și mie logout de pe Facebook. Și cât dracu costă o cagulă, mă? Cum să nu refuzi o invitație la nuntă? Hai cu aia, iar? A, pe 16 nu, pe 16 moare bunică mea.
Dacă și prezervativele ar avea mesaje ca pachetele de țigări, ce ar scrie? Reduce frecarea și plăcerea. Leagă-l la gură după ce ai legat-o la gură. Bagă-ți pula, Costeluș. 10! Așa, cum să nu anunți pe cineva că i-a murit bunica? De azi nu mai ești nepot. Ghici în care mână am testamentul. Hai cu mine până la mașină să luăm ceva din portbagaj. Bună ziua, vă sun în legătură cu apartamentul de două camere. Știi mirosul ăla? Ce să nu spui când te prind controlorii? Sunt student. Aici nu e cu QR code? Am dinamita. Ce să nu spui în prima zi la noul job? Auzi, boss, unde mă cac și eu? Hei, bună, sunt Sorin și aș vrea să știu care dintre voi să fută. Cu cine trebuie să mă culc aici ca să aflu unde-i WC-ul să mă cac și eu? Așa, și când sunteți bete, care din voi? Și când vine team building-ul? Nu te supăra, mai fuți aici? N-o spăla nimeni cafetiera în pula mea, aici am ajuns, prima zi de muncă și spăl! Sloganuri pentru Coaliția pentru Familie. Fundul este pentru caca. Până și futut un pizdă, e cu duș întors. Dacă nu naște, n-o fute. Ouăle se ciocnesc doar de Paște. Coi pe coi se scoate. Cum să nu anunți că îți dai demisia? De la jobul unde toată lumea se fute. Dacă tot v-am futut pe toate, eu... Conform graficului, în viitorul trimestru, îmi va apuna în job. Cum să te eschivezi din a plăti nota? Poți să-mi pui nota la pachet? Lucruri pe care să nu le spui la prima întâlnire. O să fac un live, că vrea și maică-mea să te vadă. Și la cât ești mâine de la grădii? E educatoare, terminați. Mai adu-i lui proasta asta ce vrea. Și știi așa cu pula cât de cât? Nu uitați că face și petreceri pentru copii la 0743. Cele mai proaste citate pe care să ți le tatuezi? Learn, unlearn, relearn. Mensana in corpore com si com sa. Osuc 0745. Vând europaleți 074. Grabiela. Lucruri pe care nu o să le auzi niciodată de la iubita ta. Dar tu ce părere ai? Mamă, cât ai căcare am tras. Cum să nu îi propui să face sex anal, dacă tot n-a fost cu sex în seara asta? Mă las să-l duc pe Shrek la mlaștină. Mă lași să-ți frec nesul?
Pot să trec din lac în puț? Hai, lasă-mă să o bag și la păcat. A venit vidanja! Cele mai proaste lucruri pe care să le zici pe o plajă de nudiști. Bravo, mă, bate pula! A venit vidanja! Hai, culege niște scoici. Aia e toată pula ta? Vedeți că v-a căzut pula. A, nu ia dumneavoastră, poate o ia doamna. Puteți să mă scuturați un pic între buci? Nu, nu mă văd. A, uite o pulă. Gata. Ce nu ai vrea să auzi când ești în avion? Ne luăm după Waze? Leocoplas cu Rivanol avem. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt capitanul Ionescu și vreți să vă arăt o șmecherie? Deschid și eu geamul un pic aici, că e... Baftă! Consumația este din partea casei în care ne vom prăbuși. Rugăm frumos, cine are informații despre cine s-a căcat să vină în față. Hai, toată lumea un mesaj pentru cutia neagră. Proprietarul mașinii cu numărul de matriculă. Cei care nu atât bine să vină pe partea asta. Auzi, grasa aia din spate, stai și tu pe mijloc. Nu mai amuzantă gluma mea. Hai că a luat-o! Toată lumea, hai să ne relaxăm. Imaginați-vă că aveți parașută. Cum să nu le spui părinților că faci video chat? Scuze, mami, am greșit fereastra. Ce nu ai vrea să auzi într-o sală de forță? Steroizi, hai la steroizi! Lucruri pe care nu vrei să le auzi de la chelner când ieși la restaurant. Mâncați-o repede cât e caldă, că pe urmă se răcește și își revine. E vreau și o apă. Cărți pentru copii care nu o să fie cumpărate. Vene despicate. Cum să atrage atenția părinților când a mai apărut un frățior? Cum să se ascunzi puțulica de doamne, doamne? Frumoasa cu pădurea adormită. Ai grijă, Sergiu e întufiș. Păi, lăsați-l în pace, mă. Sergiu e ok. Iar Sergiu. Engleza pentru afaceri pentru copii. Pentru afaceri de copii. Cum să înveți să mergi în doi pași simpli? Replici de agățat la piață. Cred că între noi e o legătură. Mă, ce pepeni aveți! Pungă? Nu, că nu sunteți chiar așa urâtă. Nu, lucruri pe care poți să le spui despre șaormă, dar nu despre iubită. Ținu mai așa să nu curgă. 15 lei și n-am putut să terminăm doi. Hai că mai intră niște carne în ea. Mamă, parcă dai de la tine. Aia e o stricată, are lipia ruptă.
S-o legați bine, vă rog. Deja regret, nu trebuia să-mi iau. Deja regret. Că mi-am luat. Bancuri pe care să nu îi le zici unui preot. Trei preoți intră într-un băiețel. Lucruri pe care nu o să le auzi niciodată la Capatos. Mai taci din gură, Borde. Calmativ, haideți să nu dezamăgim oamenii cu șapte clase, ok? Ok? Spuneți, domnul Andrei Pleșu. Voi știați că Borde a terminat actoria? Da. Cu actoria. Vă rog frumos, e cam multă țigănie. Titluri sincere de piese de dragoste. Vârsta e doar un număr. În cazul tău, o cifră. Ce să nu zici când sună la ușă tipul cu pizza? Imediat, căcatule! Parola de Facebook a prea fericitului Daniel. Daniel. Mulți bani. Nu ghicești, mâncam ei pula. Cine-i prea fericit? Cine-i prea fericit? Satana n-a la muie 2007. Tamuie. Ana fură și Daniel fură. Uneori doar foarte, foarte fericit. Ce să nu zici când te întreabă taximetristul unde mergi? Treaba mea unde merg. Încolo. Și să mă piși pe voi că merg doar cu Uber, căcaților. Ceva amintiri neplăcute acolo. Acasă, la mine. Și suc pula dacă vreau eu, mă! În berceni. Cum să nu începi un set de stand-up? Hai să aplaude cine are numai o mână! Au aplaudat în grupul. Au văzut grupa, nu? Ce nu o să auzi niciodată de la Klaus Iohannis? Hai bă, hai bă, hai că n-avem toată ziua aici, am pula. Ce gândesc eu acum, adică viu în paranteză? De ce nu m-au lăsat frate și pe mine să particip? Sper doar să nu afle Toma că m-am culcat și cu Sorin. Bă, ce dracu a văzut Mincu la Maria să-mi bat. Mi-e dor de Costel. Că Mincu e bine pe cur. Fata aia din episodul trecut care a stat în spate, dacă poți să mă cauți. Nu e nicio glumă. Hai, patru glume mai întrebe și mai fac un set. Ce nu o să auzi niciodată la ghișeu la poștă? Nu, eu îmi cer scuze. Mergeți la Vancouver mai bine. Sloganul pentru heroină. Îmi cer scuze în timp pentru gluma asta. E heroină, pentru că suntem în România, că altfel era hair baseball. Afară! Afară! Heroină!
Ce ne apropiem de final? Ce nu vrei să auzi din WC-ul public vecin, de lângă tine, în paranteză? Maria Popovici? Mama, sunt gata! Mamă, ce pula ai! Încape pe aici! Pot să vin și eu la tine, că mi-e urât aici. Titlul inițial la Deșteaptă-te Române. Spania, venim! Bamolos românilor! Cum să nu-ți alinți partenerul / partenera în public? Lărguța? Ei, ce faci, sex rar? Ce n-ar zice niciodată un fan Dani Mocanu? Pe care? Asta nu e o glumă, dar a făcut infarct Dani Mocanu acum 2 ore. Ce? Serios? Infarct, zice el, dar... I-a intrat inima în infracție. Unde să te duc, dănuțele, că tu deja ai bubuit. Nu, dar a fost într-ăla miococardic. Știi ce ai zis, moartea? N-am cum să te iau, dănuțele, că tu ești mortal. Asta a fost una scurtă și acum... Da, de ce nu? Exact. Entuziasmul este binevenit oricând. Și acum unul din invitați, între Maria și Mincu, o să ne spună o poveste și anume Mincu. Poftește la microfon, Mincu. Yeah! Mersi, mersi. Povestea e reală, este pe bune. Acum ceva timp își luase Maria, îi luasem lui Maria un telefon nou. Și cred că a doua zi sau ceva de genul ăsta m-am dus cu ea la film și l-a scăpat în toaletă, în WC-ul de la film. Dar nu mi-a zis, știi, eu așteptam afară și am văzut că a venit de la toaletă și era foarte tăcut, așa avea o față de aia ca de copil de la care își pierduse jucăria și se uita așa în gol, zici că era, știi, zici că făcea un atac cerebral, așa era. Coboram pe scările rulante și era așa pierdută, știi? Și zic, ce-ai pățit? Deja o dădeam dam la geală. Și zic, ce-ai pățit? Și scoate așa telefonul și mi-l arată cu o maimuțic. Nu știa cum zic. Și era un mesaj pe telefon, că ăsta căzuse în apă, ea l-a șters repede, dar scria că telefonul se supraîncălzește și că trebuie închis sau se reseta o chestie de asta. Și atunci m-am dus a doua zi să caut un servis să-l repar. Și m-am dus la un servis într-un mall, la de la pe culoar. M-am dus la un băiat cu telefonul și era închis telefonul. Zic, uite, telefonul ăsta a fost scăpat în apă și se încinge și se tot închide. Și ăsta ia telefonul așa, uite, era, se vedea că știe ce face. Ce ia de-l încoace, ia să vedem. Aha, când s-a întâmplat asta, știi, foarte așa. Zic, ieri. Începe, îl scoate, îi scoate husa, se uite la el, hai să-l pornim, să vedem ce... Dar se încinge rău sau cum? Zic, bă, nu știu, că n-am termen de comparații, are un mesaj, aha, ia să vedem. Îl pornește, se uită așa 2 minute, da, văd că o ia și începe și îl pune așa pe mână, știi, da. Da, 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 uite. Da, 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 nu, că se simte că e mai cald, da. Da, uite, vezi aici că aici e procesorul, ia, da, 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 e clar că e mai... Nu, e clar că se încălzește, da. Da, serios, uite. Aici la buze îți dai seama cel mai bine, știi, că aici e cel mai sensibil loc și aici simți foarte ușor cu... Da, uite, frige, nu? Vezi? Mm-hmm. Da. Auzi, dar unde a căzut telefonul ăsta? Hei, asta a fost una scurtă. Intrați pe canalul Ceva Mărunt, like, share, subscribe, tot ce trebuie acolo. Pa.